În comun Arun cu județul Dâmbovița, în acest weekend, 14-15 septembrie, are loc cea de-a 22-a ediție a festivalului Răvășitul Oilor. Răvășitul Oilor este un obicei care marchează coborârea turmelor de oi de la munte și zeci de păstori de la Poalele Laute își vor etala produsele. După ce au petrecut toată vara cu oile în zona montană, ciobanii aduc turmele înapoi în sat unde are loc răvășirea oilor de către proprietari. Acest obicei este o manifestare simbolică, ea marcând încheierea anului pastoral și reprezintă împărțirea de către ciobani a produselor pe care le datorează proprietarilor. La mare căutare vor fi întotdeauna brânza de burduf și pastrama. La această sărbătoare a transhumanței din Dâmbovița vor lua parte turiști și localnici. Autoritățile din comuna Dâmbovițeană Runcu au pregătit o serie de manifestări culturale-artistice care să-i facă pe participanți să se simtă bine, să depășească măcar pentru câteva ore problemele vieții de zi cu zi. Pe Valea Pârâului Ialomiceara, la podul de la Brebus, se vor aduna meșteri populari din toată țara, producători agricoli și crescători de animale. Pastrama și brânzeturile de toate tipurile vor fi la loc de cinste. Programul artistic va fi mult mai diversificat decât în trecut și cu siguranță spectacolul va fi deschis de doinitorii Runcului.